Angajații Metrorex amenință cu greva generală. Oamenii sunt nemulțumiți că au rămas fără tichete de masă până la sfârșitul anului, după ce executivul a cerut companiilor de stat cu pierderi să reducă din cheltuieli. De asemenea, nu se vor mai acorda nici prime, nu se vor plăti orele de noapte și nici sporul pentru lucru în condiții speciale. În contextul de față, vorbim despre tăierea tichetelor de masă, nu numai la Metrorex, dar și la calea, și pe calea ferată. Reducerea valorii tichetului de masă se pune pe tapet și în cazul companiei de drumuri, pentru că acolo sunt aproximativ 7.000 de salariați. Dorind să reducă cât mai mult cheltuielile statului, se pare că executivul a cerut companiilor de stat care au pierderi să reducă sumele cheltuite, iar printre tăieri se numără și bonurile de masă care se oferă numai în limita unui anumit plafon anual, care se pare că deja a fost depășit de către toate societățile feroviare de stat. Știm cu toții ce înseamnă transportul de suprafață în capital. De aceea am făcut apel la responsabilitate, că această lege impune ca noul angajat să aibă același salariu ca și cel care are, păstorește o întreagă subunitate. Adică egalizează veniturile într-un stil abuziv cu dispoziții contrare Constituției și a legii. Asta nu înseamnă că mâine aruncăm capitala în haos, dar dacă nu vom fi ascultați, li se vor lua banii oamenilor cum li s-au luat tichetele de masă, nu le mai dă voie să facă recuperarea capacității de muncă. În urmă cu ceva timp, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu îi asigura pe angajații Metrorex că tăierea valorii unui tichet de masă nu va avea loc. Săptămâna trecută, ministrul Grindeanu punctea pe drumul expres Craiova-Pitești faptul că va merge cu tichetele în dinți, să spunem așa, la guvern și se va lupta ca salariații Metrorex și salariații de pe calea ferată să nu beneficieze de aceste tăieri. Se are în vedere tăierea valorii și aducerea la 15 lei valoarea acestui tichet, adică practic oamenii să mănânce cu 15 lei pe zi. Totodată nu se vor mai acorda nici prime, nu se vor plăti orele de noapte și nici sporul pentru lucrul în condiții speciale. Pe noi, salariații de la Metro, ne interesează un singur lucru, să ne obținem drepturile negociate, câștigate, pentru care ne sacrificăm sănătatea zi de zi în subteran și dacă ei ne respectă pe noi și ne respectăm. Nu se poate într-o noapte să apară o lege austerității care să spună: nu mai aveți voie. Vă convine, nu vă convine, dar acum la revedere.